6 persoane au ajuns la spital în această dimineață în urma unui accident rutier în orașul Liteni, județul Suceava. Vă avertizăm că urmează imagini cu puternic impact emoțional. O auto utilitară în care se aflau mai mulți muncitori s-a ciocnit cu un microbus care făcea curse regulate pe ruta Suceava-Liteni. La fața locului s-au deplasat pompierii militari cu două autospeciale de descarcerare și o ambulanță SMURT, precum și 4 echipaje ale serviciului de ambulanță județean. 4 persoane din microbus și 2 din auto utilitară au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului. Toate erau conștiente și cooperante și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. Polițiștii fac cercetări pentru a afla ce s-a întâmplat și cine se face vinovat de producerea accidentului.